dimineață, vei macaron cu eu. Eu trebuie să anind de voase, că eu trebuie să mari. Mă rog, poate ziua așa e, poate... Uite, mă strâng, mă duc acasă, tac. Tare bine. Tare bine a fost azi la Vrbalcă. Vreme bună, soare, vânt. Noroc, ca toată lumea. Dacă nu ne ieșim la pescuit, ne ieșim în drag. Domn primar, aici suntem de două letre. Salut, puțănienii suntem. Suntem într-un sat. Dar zato pieștele merge. Tot mers, merge. Vreau de sara să margă pieștele. O mers, dar în partea și e, dar nu în partea asta. O mers în partea și e. Cum să-l prindem așa și e, băi? Foarte bine o mers în partea și e. Dar în partea asta nu știți. Amâia ne ducem la masă și facem totalul. Ne știm acum cine a fost, cum s-o prins pește. Da. Pescarul sau a deținătorul? La ce i-ați prins? La râmă și la grăunț. Și la grăunț, da? Dacă ați făcut, dacă ați făcut uhan, înseamnă că ați prins pești. Da, da, fără doar și poate. Pești mari. Lași bucleta acolo în vagon, nu știu treabă. Dar să facem. Adem acolo și să facem totalul. Și rândul. Iunie 2014, primăria Buțeni împreună cu arendașul Iazului am organizat ziua pescarului, organizând și niște concursuri pentru cei mai înflăcărați pescari, și anume concursul la cel mai mare pește prins, concursul la cel mai mult pește prins și, bineînțeles, nu poate să fie o zi a pescarului fără cea mai bună seamă de pește. Și acum urmează la orele 14 să facem totalurile și să mânăm premiile. Și a venit momentul să facem totalurile. Deci... După cum am făcut un raid prin prejurul Iazului, cel mai mult pește prins este prins de către un pescar mai mic, Caraman Igor. Oh. Igor, le arăt peștele la băieț? Lăsa acasă. El băieț a prins 2 pești de un kilogram și ceva. Și permisiunea dumneavoastră, îi mânăm lui Igoraș o diplomă. Și un premiu bănesc. Îi dăm 4 diplome. Bravo, Igoraș! Se determinează domnul Caraman Igor pentru ocuparea locului întâi la concursul cel mai mult pești prins ziua pescarului 2004. Bravo, Igoraș! Bravo, băi!
spun la pescari, ești mai bătrân, ce ai prins pește? Băi, dar să lau domnul la pescă, mă, la unul. Am avut un concurs la cea mai bună zeamă de pește și văd că toți cei care au gustat din zeama de pește au apreciat-o la un nivel înalt și aici, cu permisiunea dumneavoastră, o să o chemăm în față pe doamna Ionel Lilia. Dar ce nu vrei să fac la diploma? Hai, doamna Lilia, ce se face? Hai, nu vă rușinați! Hai, te roșu eu! Se decernează doamna Ionel Lilia pentru ocuparea locului întâi la concursul cea mai gustoasă zeamă de pește. Ziua pescarul 2004. Doamna Lilia a fost la... Bravo! La fel, o altă diplomă se decernează domnului Groiț Tudor, tot pentru ocuparea locului întâi la concursul cea mai gustoasă zeamă de pește. Poftim, Igora! Tudor! Stimați pescari! De fiecare dată venim la pescuit și uităm că strângem careva hârtii, careva sticle din prin prejurul nostru. Mai uităm măligă aruncat pe mal, dar vreau să menționez că asta e un lucru important. Noi ar trebui să menținem curățenia de urma noastră și anul ăsta am considerat necesar să premiem cel mai responsabil pescar a anului 2014 și îl invităm pe domnul Mahu Ion Andrei. Desemnează domnul Mahu Ion Andrei ca cel mai responsabil pescar al anului 2014. Cum? Ținem tradiția, să venim, să menținem curățenia, la ea, da, și care vine, dăm un sfat bun, că protejați natura. Natura îți ne protejează, corect.